Astăzi a avut loc prima ședință CLM, la care au fost invitați să participe și jurnaliștii locali, după cea în care a fost restricționat oficial accesul presei. În hol a fost amenajată o zonă cu scaune și televizor, unde putea fi urmărită desfășurarea ședinței transmisă live. Numai că acest prim experiment nu s-a bucurat de o reușită. Deci în ultimii 2 ani și jumătate, cred că a fost singurul ziarist care a fost prezent. Acum ce se întâmplă? Ieri, de exemplu, am avut peste 12.000 de cazuri de COVID. Adică eu nu putem să încurajăm nici acte de astea de sinucidere colectivă. Vorbesc, cum să spun eu, corect și vorbesc cinstit. Să transmite totul video, iar interacțiunea cu presa o facem permanent. Ori după ședințe, oricum sunteți și dumneavoastră aici, oricând. N-am refuzat pe nimeni care a vrut să îmi ia un interviu mie sau oricărui lucrător din primărie, bineînțeles, pentru chestiile care se întâmplă în primărie și care se întâmplă cu Buzău. Într-adevăr, un reporter al Campus TV a fost astăzi la primărie pentru a vedea cum se desfășoară acest experiment și a urmat întocmai instrucțiunile primite la intrarea în palat. A fost condus de un polițist local la etaj, pe scara de serviciu, a putut filma în sala de ședințe cât i s-a permis, apoi a urmărit desfășurarea lucrărilor la televizorul instalat în hol. Prezența reporterului Campus TV a fost tocmai pentru a reflecta modul în care mai nou este gândită transparența din partea aleșilor, care consideră că, fiind la putere, pot lua orice decizie. Printre motivele care au stat la baza adoptării unei hotărâri a CLM care restricționează accesul presei în sala de ședințe, este invocat și unul care se referă la anumiți ziariști, lucru care, însă, nu ar trebui să se răsfrângă asupra majorității. Din păcate, mai sunt și cazuri de ziariști, dar nu vreau să le reamintesc pentru faptul că spun multe minciuni neacoperite, nu-și cer scuze, dar este o cruce care trebuie să o duci și ca primar și ca funcționar aici în Simbria Buzoienilor. Astăzi la CLM nu au fost prezenți doar aleșii locali, ci și alte persoane care au stat în sală pe tot parcursul ședinței. Suntem acolo într-o sală mică, vorbesc de sala în care se țin ședințele de Consiliu Local, 23 de consilieri locali. Astăzi, așa cum ați văzut, cred că au mai fost 10-12 oameni din serviciile primăriei, pentru că sunt obligați să participe la diferitele puncte de pe ordinea de zi. Am mai avut și câțiva invitați, mă refer la membrii consiliilor de administrație care au fost votați astăzi prin proiectele de hotărâre de Consiliul Local. Deci lucrurile merg și suntem deschiși și interacționăm cu presa în permanență, pentru că fără presă nu se poate. Asta, democrație fără presă nu există. Și eu încurajez democrația și încurajez transparența. Deși este conștient de importanța presei, primarul Buzăului recunoaște în același timp că susține hotărârea CLM de a restricționa accesul jurnaliștilor la ședințe, o hotărâre care poate să deschidă calea către alte limitări ale libertății presei, în funcție de o majoritate sau alta. Important este să existe transparență și consider că realizăm această transparență mai mult decât ne cere legea în momentul ăsta. Credeți că absența jurnaliștilor, a presei în general, a putea însemna un protest, să zicem? Înseamnă că în ultimii 2 ani jumate a fost un protest permanent și nu, haideți să lăsăm gluma la o parte, nu e niciun protest. Deci pur și simplu, cei care vor să se informeze, se informează direct de pe ecranul telefonului sau al calculatorului, pentru că transmitem în direct. Pe partea cealaltă, când cineva din presă a avut nevoie de mine sau de viceprimar, sau suntem tot timpul deschiși, zi și noapte. Motivele invocate de primar nu sunt deloc convingătoare, astfel că azi a fost prima și ultima dată când Campus TV a dat curs alternativei nereușite de a spăla din rușinea deciziei de interzicere a presei în ședințele Consiliului Local Municipal. În continuare, trustul nostru le solicită primarului și consilierilor PSD să revină asupra hotărârii care încalcă mai multe drepturi consfințite de Constituție și de legile aflate în vigoare.